Bine v-a regăsit, dragii mei, toți din Zodia Scorpion. Haideți să facem etalarea pentru luna noiembrie 2022, să vedem ce vă așteaptă în această lună ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Scorpion? Cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în luna noiembrie 2022, Scorpion. Scorpion. Se pare că aici este vorba despre foarte mulți dintre voi care ați ținut o chestiune de trecutul vostru foarte mult. Ați ținut de o perioadă din trecutul vostru. Mulți dintre voi ați vrut să rămâneți la o vârstă anume sau ați repetat anumite experiențe dintr-o adolescență prelungită, ca să spunem așa, ok? A fost o decepție într-un triunghi amoros care v-a făcut să credeți că toată lumea este la fel sau că nu există dragoste pentru voi și că faptul că ați pățit atunci, la momentul respectiv, această decepție vă face din prima să caracterizați o persoană ca și cum este același lucru cu ce ați trăit voi. Și asta, bineînțeles, va aduce cu sine rateu de fiecare dată când trebuie să aveți un nou început sau o relație cu cineva anume. Pentru că aici este o relație foarte serioasă cu o persoană anume care posibil să fie chiar o persoană sortită vouă. Poate mulți dintre voi chiar ați trecut printr-un divorț sau treceți momentul ăsta printr-un divorț și a fost și o chestiune de o pierdere financiară destul de mare. Poate a implicat și partea de custodie, dar cumva voi trebuie să reușiți să spuneți nu trecutului ăsta sau experienței ăsteia care v-a marcat destul de tare încât v-a format o părere atât de proastă despre restul. Pentru că în felul ăsta voi vă puneți o piedică să nu mai aveți niciun fel de relație. Pentru că cu siguranță de la început cu negativism o spuneți că va fi la fel. Și asta nu e ok. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Scorpion, cei cu ascendent, descendent. Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. Luna noiembrie 2022, Scorpion. Da, oricum cât ați ținut voi de turnul ăsta, el oricum ar fi căzut. Și explodează. Pentru că e menit să se întâmple. Ca voi să repetați aceleași lucruri, ok? Aceleași chestiuni cu 6 de cupe și roata. Este logic. E ceva clar aici. Cineva a spus, nu vreau vreodată să am o relație stabilă cu cineva. Tocmai pentru că am pățit treaba asta în trecut și am fost o persoană dezamăgită. Sigur se va repeta mereu aceeași poveste și asta v-a făcut pe voi să repetați aceeași greșeală în a caracteriza pe cineva că este la fel ca persoana care v-a dezamăgit. Voi repetați greșelile, nu persoana, dacă este o persoană anume sau a trebuit să fiți cu cineva anume și ați respins întotdeauna poate o persoană, mai multe persoane. Nu persoana respective. Vina asta la voi, ok? Iar pentru alții dintre voi poate fi vorba despre ceva ce tu repetai cu, aici opusul, cu persoane din trecutul tău, ok? Și, sau cu o anumită persoană din trecutul tău care te dezamăgise foarte mult și nu vrei să mergi mai departe cu o persoană care te iubește cu adevărat și cumva ți-ai găsit fel și fel de scuze și te-ai făcut singur sau singură să suferi, afundându-te în muncă, repetând aceeași greșeală și anume... Să nu dai voi acestui capitol din viața ta să se încheie, că trecutul este trecut. Ai tot râvnit, ai tot căutat să te întorci la persoana respectivă sau să se întoarcă persoana aia la tine, ceea ce nu mai are niciun rost. Aici e o lecție învățată. E o lecție învățată. Pentru că tu ai înțeles luna asta în Scorpion, luna asta care a fost în Scorpion,
pe tine te-a făcut să treci prin niște momente extraordinar de urâte. Ok? Cred că ai trecut prin toate fricile tale, prin toate traumele tale, prin toate emoțiile tale la maximum și că sunteți aici raci care aveți și scorpion sau scorpioni cu ascendent în rac sau indiferent ce zodie sunteți, ați avut momente foarte urâte pe partea emoțională și psihică. Și asta a fost tot o lecție. Scapă de frici, ok? Și nu mai repeta aceeași chestie pe care ai tot repetat-o de-a lungul anilor cu persoana asta din trecut. Da, pentru că asta a fost o karmă. Și aici dacă sunteți leu, berbec, ok, și aveți luna în scorpion, este o mare victorie pentru voi, celebrați o mare victorie. Celebrați un nou început și o stabilitate și pe parte financiară. Înțelegeți că toată situația asta s-a terminat, ați ieșit din modul eremit, ați ieșit dintr-o lecție pe care lecțiile astea pe care a trebuit să le învățați, unde am mai văzut eu asta la rac, că am și spus aici rac, ok? Înțelegeți că au fost doar lecții, atât, doar lecții și trebuia să treceți prin ele ca să ajungeți la energia asta atât de frumoasă care urmează pentru voi. Da, exact. Aici nu este energia voastră. Aici este energia, și la rac am văzut la fel, este energia unei persoane care voi aveți de-a face. Poate este o persoană care își dorește foarte mult să se apropie de voi și se luptă pentru inima voastră și pentru dragostea voastră, ok? Sau voi dacă sunteți și sunteți domni, simțiți că vă luptați foarte mult pentru dragostea cuiva și aici e posibil să fie faptul că oscilați între două femei? Știți pe cine vă doriți, dar a existat posibil pentru că este o regină de monede aici și văd aici eremitul cu 5 de monede și hierofantul. Poate voi vă gândeați la cineva din leu berbec, ok, a treia energie văd aici, cu care lucrurile o să aibă un foarte mare succes și este un nou început și este o persoană destinată vouă și sortită vouă, iar eremitul ăsta care este fecioara asta care v-a dezamăgit atât de rău, ok, și este repetirul ăsta cu persoana din trecut, acum am înțeles. A fost o lecție care a fost învățată. Ori a implicat și un divorț aici sau implică și un divorț aici, dar lucrurile sunt finalizate. Cineva aici spune, îmi pare rău că am stat cu persoana asta și mi-am bătut capul atâta timp și mi-e frică să nu fi pierdut cealaltă persoană. Ok? Da. Cineva se echilibrează și ăsta este un lucru foarte pozitiv. Aici o persoană primește un gând pozitiv și primește vindecare angelică. Pentru că cineva aici s-a zbătut foarte mult pentru a depăși un capitol foarte greu. Că este vorba de dragoste, că este vorba de sănătate, de niște lecții multe karmice, că a fost greu, că a fost dificil și pe toate planurile, ok? Aici cineva primește dezlegare și vindecare și cineva înțelege, și asta am spus exact la rac. Cineva înțelege că are un arhanghel, ok, care îl protejează sau o protejează foarte mult și că nu aveți de ce să vă mai faceți griji. Și să înțelegeți că astea au fost doar lecții karmice și că au trebuit să fie, să se întâmple. Totuși să vă uitați și la rac. Da, clar, cineva o să aibă claritatea asta. Cineva, deci aici, după o perioadă în care cineva s-a simțit, sunt un nimeni, nu mai am niciun rost. A fost o depresie cruntă, urâtă. Și de-aia am să uita și la rac. Cineva revine în toată forța și splendoarea, ok? Își recapătă stabilitatea, iubirea de sine, puterea. Cineva spune, dintr-o dată mă simt extraordinar de bine. Dintr-o dată mă simt extraordinar de luminată. Dintr-o dată știu ce să fac, dintr-o dată toate lucrurile merg perfect, vin una după alta, succes, toate sunt foarte clare, pe toate le văd. Pentru că luna asta în Scorpion a reprezentat o lună foarte întunecată, prin care tu ar trebui să treci și să-ți închei
lecțiile, ok? Ultima lecție posibil. Și anume să scap de frici. Ca să ajungi aici, la lumină. Și să înțelegi de ce s-au întâmplat toate evenimentele alea în viața ta. Pentru că au fost niște lecții. Iar cât de mult te-ai împotrivit tu să te întrebi de ce s-au întâmplat, de ce n-a putut viața mea să fie perfectă, sau de ce mă simt așa, sau de ce nu se mai termină, n-aveai tu cum să schimbi ceva, pentru că erau niște lecții. Și divinitatea a decis când să se încheie. Și poate există aici un factor, cineva care te aștepta să treci peste asta. Este foarte posibil. Ori este forța angelică, ori este cineva care a venit alături de el cu o forță angelică. Pentru că este împăratul, din câte văd. Bun, dar ce este cert este că totul s-a terminat. Totul s-a terminat. Tot ce a fost rău, tot ce a fost întunecat și urât s-a terminat. Urmează numai bine pentru tine. Bun, atât am avut și pentru cei din zodia Scorpion. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.